Andreea Tonciu a trecut la următorul nivel și și-a completat colecția cu o mașină fabulosă. A scos din buzunar câteva sute de mii de euro, s-a dus la reprezentanță și a cumpărat cel mai nou model lansat de un brand cunoscut. A fost foarte încântată de noua mașină pe care și-a cumpărat-o și a fost nerăbdătoare să le o arate urmăritorilor de pe rețelele de socializare. Bruneta este o mare fană a acestor tip de mașini, căci mai are un model asemănător în garaj. De-a lungul timpului, Andreea Tonciu s-a declarat o pasionată de mașini, motiv pentru care a avut grijă ca modelele pe care le conduce să fie exclusiviste. Nu este o noutate pentru Andreea Tonciu să fie văzută la volanul unei astfel de mașini, căci are o experiență vastă când vine vorba despre acest domeniu. S-a bucurat de un succes răsunător în televiziune. Pentru o lungă perioadă a renunțat la viața în lumina reflectoarelor, dar mai apoi s-a întors în domeniul care a consacrat-o. Andreea Tonciu a câștigat bani de-a lungul anilor, dar a dezvăluit pe ce i-a cheltuit pe toți. Asta n-am zis-o. Toți banii făcuți în televiziune s-au dus pe ghicitoare la mine, fără să mă mărit. Eram nebună. Le știam pe toate din București, ajunsesem pe la Giurciu. Mie îmi plăcea să-mi zică în cărți ce vede, ce se întâmplă, cum va fi. Niște porcării. Era o vrăjeală, dar mie îmi plăcea. Intrasem în nebunia asta cu vrăjitoarele. Credeam ceea ce mi se spune acolo, a declarat Andreea Tonciu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.